Bun găsit! Astăzi vom vorbi despre, în continuare, da? Noi la clasa 5, vom vorbi despre romanizare. Cu siguranță ați mai auzit termenul acesta, există posibilitatea să-l fi uitat. E normal. Să-l fi auzit în clasa 4, la lecția de istorie, la doamna învățător. Da? Haideți să vorbim astăzi despre această romanizare, să-i zicem așa, pe înțelesul tuturor. Romanizarea, în primul rând, ține de Roma. O mare putere a antichității, cea mai mare putere din lumea antică, o putere care s-a extins pe mai multe continente și care, prin cuceriri militare, da, a adus în cuprinsul Imperiului Roman o mulțime de popoare care aveau obiceiuri diverse, tradiții diverse, diferite de ale romanilor. Unii erau extrem de primitivi, da? Hai să zicem necivilizați, dacă ne gândim cum erau romanii. E, Roma, peste tot pe unde a ajuns, adică prin toate teritoriile pe care le-a cucerit, a încercat să aducă modul de viață, așa cum trăiau romanii la ei acasă. Și când spui acest lucru, ce înseamnă? Înseamnă că în teritoriile cucerite au încercat să aducă ceea ce era la Roma sau în alte provincii cucerite, alte teritorii cucerite cu mai mult timp înainte. Fiind mari constructori de străzi, de poduri, de monumente, exact unde au ajuns, au încercat și ei să au încercat să facă aceleași lucruri care existau la Roma. De aceea spunem că romanizarea este un proces prin care un popor cucerit de către romani ia contact cu modul de viață, cultura, obiceiurile, limba latină, da, care este foarte importantă. Tocmai aici este baza romanizării, da? Învățarea treptată a limbii cuceritorului, a romanului. Și bineînțeles și religia. Dar privitor la religie, trebuie să spunem că romanii nu erau niște oameni care impuneau să nu te mai rogi la zeii tăi. Dimpotrivă, ei acceptau toți zeii. Important era să recunoști, puterea împăratului de la Roma, așa, și să-l consider ca fiind un Dumnezeu pe pământ. Da? În cazul dacilor, că la getodaci ne referim, i-au cucerit multe popoare, da? Printre care și getodacii, adică primii locuitori pe care îi cunoaștem din izvoarele istorice pe teritoriul
României de astăzi, Dacia de odinioară. Acești daci, odată cuceriți după războaiele daco-romane, vă mai amintiți de la clasa 4, au fost ultimele două mari războaie daco-romane între 101 și 102 și 105-106, Dacia devine provincie romană, provincia Romei. Ei, din acel moment, populația locală a luat contact permanent cu romanii. În primul rând, au venit și au cucerit teritoriul, da? Au ridicat castre, cetăți de apărare, da? Au ținut sub control populația și se vorbește despre niște factori al romanizării, adică ce a influențat romanizarea, ce a influențat contactul acesta dintre populația cucerită și anume getul daci, și populația romană. E, împăratul Traian, da? Ulpius Marcus Traianus, cel care îl eliminase pe ultimul rege getodac Decebal, a adus aici în provincie o grămadă de coloniști. E, ce? Erau cetățeni romani din alte teritorii cucerite și vorbitori de limbă latină, care se mutau prin imperiu, erau aduși dintr-o parte într-alta, ca să înmulțească populația. Ei veneau din diverse motive, să se îmbogățească, veneau și oameni de afaceri, pentru că Dacia era o țară bogată din punct de vedere al resurselor subsolului. Da? Traian a venit în Dacia pentru aur, pentru metalul prețios. Minele noastre aveau, din Transilvania, aveau multe metale prețioase. Armata, care trebuia să mențină ordinea în teritoriul cucerit. E, în armata romană, normal că se vorbea limba latină, ca și coloniștii vorbeau tot latinește. În armată, vorbindu-se limba latină, în momentul în care se recrutau soldați dintre localnici, adică dintre getodaci, că recrutau din tot imperiul soldați, aceștia, cei care erau recrutați în armată, trebuiau să învețe și ei limba latină. Un alt factor au fost veterani. E, cine erau veterani? Niște soldați, deci tot niște soldați, dar care terminau serviciul militar. Adică după un număr de ani de stat în armată, nu se mai întorceau în alte provincii sau la Roma, da? După atâtea războaie, vreau să se așeze și ei la casele lor. Se căsătoreau cu localnice din acele provincii și fiind, primeau o bucată de pământ, da? Pentru a-și duce traiul, da? În continuare puteau fi niște buni apărători, pentru că erau soldați de meserie, nu niște militari neinstruiți. Fiind cetățeni romani, automat, chiar dacă se căsătoreau un romanic cu o dacă, copilul devenea cetățean roman și devenea în timp vorbitor de limba latină. Și la un număr de generații, bineînțeles că
vorbeau din ce în ce mai bine limba latină și când spunem asta ne referim la latina populară, latina vorbită în popor. Ați văzut că voi la școală trebuie să vorbiți o limbă literară, română, limba română literară. Da? E, în popor se vorbește o limbă nu atât de elevată, de să vă dau acum un exemplu, eu știu, o femeie de la munte spune, adu-mi mai cu închietroi. Da? E, noi nu putem să vorbim literar, să spunem chietroi. E un cuvânt folosit la țară, noi spunem un pietroi. Da? Sau cum se spune în Moldova, că sunt regionalisme. Și mai faci hăi. Da? Noi spunem ce mai faci mai omule sau ce mai zici, ce mai... Da? Deci vorbim o limbă literară. Administrația a contat foarte mult în Dacia, adică toți funcționarii care au fost aduși de către romani în Dacia, în teritoriul cucerit, pentru a aplica legile romane, a crea o ordine, apoi orașele. Orașele erau făcute tot după modelul roman, mai ales că dacii nu cunoscuseră o viață orașenească sau urbană, da? Cum se zice, sunt sinonime. Toți acești factori au contribuit la realizarea romanizării. Vreau să vă spun că orașele au contribuit puternic la răspândirea civilizației romane în lumea barbară. Da? Orașul nu era ceva cum am putea crede făcut la repezeală. Ei, romanii, organizau foarte bine un oraș. Dacă te uiți la un oraș roman, găsești foarte multe asemănări cu orașele actuale. Ei aveau grijă de foarte multe lucruri. În afară de zidurile de apărare, aveau străzi pavate cu piatră, cum facem noi astăzi, folosim asfaltul. Aveau canalizări, da, pentru ca să se plimbe apa murdară, reziduală, apa mizerabilă, da? Aveau sistem de alimentare cu apă, apă curentă, apă bună de băut, aveau terme, băi publice, da? Sau cum se mai numesc sisteme cu hipocaust. Era un sistem de încălzire a apei, așa, și Roma mai înseamnă și igienă, adică ne mai și spălăm din când în când. Că trebuie să fim curați, să mirosim și frumos, nu? Roma mai însemna și un sistem de educație, școli, biblioteci, temple închinate zeilor, da? Orice oraș roman, chiar și la marginile Imperiului, avea un forum. Știți că v-am vorbit de despre monumentele de la Roma. Un forum, o piață publică, un loc în care oamenii se întâlneau pentru diferite manifestări sau pentru petrecerea timpului liber, da?
în anumite cazuri, dar nu în toate orașele, orașe mai importante ale Imperiului, existau amfiteatre, da? Unde aveau loc reprezentări teatrale, hipodromuri, unde aveau loc curse de cai și așa mai, mai departe. Limba română și poporul român datorează acestui imperiu numit roman, datorează foarte mult și nu numai limba și poporul român, ci și celelalte limbi și popoare romanice, unde romanii au ajuns. De aceea, la momentul de față, avem o grupă a popoarelor romanice, adică vorbitoare de limbă latină, cu origine latinească. Și suntem noi românii, sunt italienii, bineînțeles, da? Francezii, spaniolii, portughezii, da? Se găsesc o serie de asemănări între aceste limbi. Ca dovadă că influența pe care a avut-o Roma a fost decisivă. O influență nu numai lingvistică, ci și din punct de vedere al civilizației. Aș vrea să vă spun mult mai multe, dar încă nu puteți înțelege toate aceste lucruri, dar ele vor fi aceste teme, cum este romanizarea, o veți mai studia mai pe scurt, dar veți avea o putere mai mare de înțelegere în clasa 8-a, apoi și în clasa 9-a și apoi în clasa 12-a. Când veți vedea cât de complex a fost acest proces. Cam atât am avut de spus, să ne vedem cu bine. A fost lecția despre romanizarea getodacilor.